Învierea Domnului este una dintre cele mai importante și mai frumoase sărbători ale creștinătății. Ea are darul de a aduce familia împreună și este plină de obiceiuri tradiționale. Unele se mai păstrează, altele au fost uitate și își mai amintesc despre ele doar persoanele în vârstă. Totuși la Stoinești, o parte din tradițiile care le-am cunoscut eu de când eram copil mic, se păstrează. Ce se întâmplă? În această săptămână, care spune în cărțile sfinte și așa considerăm că este săptămâna patimilor, în general, aproximativ, toți cetățenii din localitatea noastră țin cu post. Dar, pentru faptul că Duminica Paștelui se sărbătorește învierea Domnului Iisus Hristos, se pregătesc cu tot felul de bunătăți în ideea de a sărbători acest eveniment, această sărbătoare. Și cuprinde, și am observat că păstrăm tradiția să facem covrigul de ou, cozonaci, și nu uităm că mielul este tradițional acestei sărbători și drobul de miel. Sunt tradiții care se țineau și nu se mai păstrează? Ceea ce am observat eu și cred că ar trebui să ne implicăm, inclusiv noi, administrația locală, în horele țărănești care se făceau cu ocazia Paștelui. Horele țărănești la căminele culturale, acolo unde se strângeau locuitorii și, cum se spunea, balul. Balul acela cu hore și dansuri populare. Covrigii cu ou sunt specifici zonei Mușcelului și nu pot lipsi de pe masa de Paște. Rețetele sunt variate și s-au păstrat din generație în generație. De lângă covrigi nu pot lipsi ouăle vopsite. În folclorul românesc există mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouă de Paști și de ce ele au devenit simbolul sărbătorii învierii Domnului. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea au fost înroșite de sângele care picura din rănile lui Iisus.